Cel puțin 20 de oameni au murit, iar 50 au fost răniți în urma unui accident care s-a produs la o linie de metrou din Mexic. Accidentul a avut loc în această noapte pe linia de metrou suspendată din Ciudad de Mexico. Motivul a fost surparea unei pasarele, potrivit autorităților locale. Imaginile distribuite de televiziunea mexicană și de rețelele sociale au arătat vagoane care atârnau în aer, în timp ce sirenele se auzeau în apropiere. Totodată, filmările au arătat cum căile superioare ale pasajului se prăbușeau pe mașinile care circulau pe un drum de sub metrou. Echipajele medicale și pompieri au intervenit de urgență la fața locului pentru a acorda asistență medicală, dar și pentru a căuta posibile victime prinse sub dărâmături. Linia fusese pusă în funcțiune în 2012 și era un motiv de mândrie pentru locuitorii orașului, investiția ridicându-se la aproape 2 milioane de dolari.